La prima ediție Roof Offline din această vară i-am provocat pe 5 dintre invitații noștri să ghicească mai multe filme autohtone. Hai, 1, 2, 3, 4, 5. Ca o primă sugestie, ca un prim insight. Vă promit un premiu super tare la final. Numele filmului și actorul, vocea căruia o veți auzi, după care vă divulgăm noi. Pur și simplu, înainte lucrurile erau mai clare. Știi? Și bei de la Octombriel, pe un pionier, consumolist, dacă aveai noroc, ești comunist. Hai să vă dau un indiciu. E un film care a fost premiera lui în anul 2018. Concursul a avut și un câștigător. Elena s-a ales cu un abonament Agora pentru un an. Actorul Cătălin Lungu ne-a ajutat să moderăm acest concurs, așa că nu am ratat ocazia și i-am adresat câteva întrebări. Arta este o chestie care trebuie să vină din lăuntrul tău, pe care să o pui așa cum o vezi tu, așa cum o gândești tu, și deci probabil n-ar trebui să fie limitată nu numai de condiții politice, dar și de poate viziunile altor mai mari sau monștrilor sacri din domeniu. Actorul consideră că în cinematografia națională trebuie să păstrăm autenticitatea inclusiv prin vocabular, dar să nu exagerăm. Eu sincer cred ca în orice alt domeniu trebuie să mergem în pas cu timpul și în pas cu cum evoluează lumea. Adică, cu siguranță, graiul nostru are farmecul lui. În același timp, dacă îl forțezi și îi bagi numai și băgania și chișoarele și nu știu și, sună vulgar la un moment dat. La final, Cătălin Lungu a fost provocat să-l parodieze pe Vladimir Voronin. Dacă referentul, bă, ei, oameni buni, dacă nu ieșiți la referendum, dați de dracu, vă zic eu, vă zic 100%. Așa că vă rog eu frumos, Vladimir Voronin, vă rog de pe voi, mă dă în lecri de ei. Ieșiți la referendum, băi, hai să alegem drumul corect pentru țara. Oaspeții au avut ocazia să participe și la un training oferit de actorii Dana Ciobanu și Ghenadie Moroșanu. Avem o tehnică foarte reușită care ajută, de fapt, actorul să se detașeze de emoții, să se concentreze în fața camerei. În fond, cum putem scăpa de trac de emoții când simțim că ne sugrumă? Este vorba de delegarea, în fond. Dacă ai parte de un partener în față și ai șansa să continui comunicarea cu el în timp ce există trei camere pe noi, eu toată emoția mea, toată atenția mea o deleg pe acest partener și eu scap, fiindcă eu nu mă preocup de mine. Eu am de cine mă preocupa, iată, un om tare fain, simpatic, inteligent, care îmi atrage atenția și menține atenția. Participanții au învățat de la actori cum să se detașeze de emoții, să intre în rol și ce trebuie să facă dacă și-au uitat textul. Aceasta a fost cea de-a 12-a ediție a evenimentului Roof Offline, care a reunit peste 200 de oameni pasionați de cinematografia națională.